Bună seara, bun găsit la Fotbal Loc. Suntem cu jumătate de oră înainte de meciul zilei din Liga 1. E Gazmetan Viitor, un meci cu multă tensiune, un meci cu două echipe care n-au câștigat de mult și care au planuri mult mai mari decât locurile în care se află acum în clasament. O să vorbim și o să intrăm în detalii, pentru că atunci când mă refer la tensiune, mă refer și la niște dispute acolo la Gazmetan, între antrenori și anumiți jucători. Alături de mine Lucian Goian. Salut, Lucian! Bună seara! Cum vezi partida asta? Sunt două echipe care nu reușesc să câștige de ceva timp și sunt echipe care își doresc totuși play-off, în special Viitorul, unde a venit Redding și mă gândesc că i-a promis lui Hagi că îi duce echipa în play-off. Într-adevăr, este un meci, se vor înfrunta două echipe aflate în suferință, care în ultimele etape nu au reușit să câștige, traversează perioade mai puțin bune ambele și va fi un meci. Probabil echipa care va reuși să câștige, dacă va reuși vreuna să câștige, cu siguranță va lua o gură de oxigen, pentru că, după cum am zis, venind după mai multe înfrângeri consecutive, încrederea, moralul în sânul echipei este în scădere și atunci este păcat, pentru că sunt două echipe cu doi antrenori foarte buni, antrenori cu care eu am lucrat cu ambii și sunt antrenori foarte buni, dar sunt probleme de ambele părți, probabil probleme care nu depind de, neapărat de antrenori și atunci probabil de asta traversează perioada nefastă în ultimele meciuri. Să spunem că ai lucrat cu George Costa, unde? La Mumbai. În India. În India, da. Interesant. El a avut și el o perioadă acolo. Oricum, el s-a învârtit foarte mult prin lume, s-a plimbat așa. Da, dar este un antrenor foarte bun. Mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el. Este un antrenor care, în primul rând, are personalitate, o personalitate puternică. Se impune în vestiar, știe să se impună, este normal, o făcea și când era jucător. Normal. Și e animal, normal. Nu? Are și trofee câștigate, are meciuri jucate, capitanul lui Porto când au câștigat Champions League, a jucat echipa națională a Portugaliei, a lucrat cu Mourinho, deci are toate premisele să fie, să se impună, să fie respectat. Un antrenor care știe să facă atmosferă bună. Aici e o discuție, pentru că se pare că la Gazmetan nu e o atmosferă bună, scuză-mă, te rog, pentru că să vorbim cu Ronaldo de acolo, care nu e în lot astăzi. Te salutăm, Roni, și spune, te rog, tu de ce nu ești în lot? Bună seara! Nu vreau să detaliez foarte mult, doar ce s-a întâmplat. Ieri la antrenament am avut un antrenamentul tipic de dinaintea meciului, mai relaxat, însă un portughez din colonia domnului George a tratat antrenamentul foarte superficial și ne-a luat un pic la mișto. Eu, în calitate de capitan, i-am reproșat acest lucru. De acolo lucrurile au degenerat și am fost scos din lot amândoi. Însă cred că eu am avut cel mai mult de pierdut, pentru că el nu juca foarte mult, dar asta este. Eu vreau să le urez mult succes în seara asta băieților și în special vreau să le urez mult succes domnului George, pentru că o să aibă nevoie în seara asta. Spui, deci ați avut voi un conflict acolo și v-ați scos pe amândoi din lot. Se pare că ești totuși supărat când ai spus colonia domnului Costa. Ați simțit faptul că de când a venit George Costa acordă mai multe șanse acestor portughezi, pentru că eu așa am văzut pe echipe. Adică era arăta într-un fel echipa în anumite meciuri și în ultimele partide au apărut mai mulți jucători portughezi cu care n-a avut rezultate. Eu cu Mister la început am avut rezultate foarte bune, însă de trei meciuri am fost tot scos din echipă. Da. Pe niște motive, zic eu, foarte ușor invocabile, care nu au avut treabă cu mine, adică nu am fost eu de vină și colac peste pupăză și în seara aceasta, fără să fie vina mea, am fost scos din lot. Dar, cum am spus, important este să ne redresăm și băieții să aibă baftă în seara asta, pentru că e cel mai important. Spune-mi câteva motive pe care ți le-a invocat George Costa când te-a scos din echipă, pentru că aveai o perioadă foarte bună, cu parcă 5 partide, nu cu gol marcat în fiecare meci consecutiv. Da,
în sezonul ăsta am avut un sezon foarte bun, am început așa, bine, 7 goluri și 3 pase de gol. Doar că nu aș vrea să intru în detalii, să zic, pentru că rămâne între mine și Mister ce am vorbit. Dar a fost ceva comportamental o problemă, o dispută între voi, ceva de ordin tactic? Nu, comportamental 100% nu, pentru că toată lumea mă știe că sunt un băiat cu caracter care nu creează probleme. Da, mă gândesc, da, că fiind poate două caractere mai puternice și nu vă înțelegeți. Nu, Mister mi-a reproșat că trebuie să fiu, în calitate de capitan, trebuie să fiu mai dur, ca să ieșim din situația asta mai grea. Și acum când am fost și m-a scos din lot și nu am fost pe nedrept, pentru că ne lua la mișto. Dar asta este. Da, Lucian. Vreau să-i dau un sfat, nu știu, nu ne cunoaștem, Lucian Goian sunt. Salut. Ești un jucător tânăr, un jucător foarte bun, care mie îmi place foarte mult, ai calități, toată lumea știe asta. Și aș putea să-mi permit să-ți dau un sfat pe care mi l-a dat și mie cineva când eram mai tânăr și mi-a spus că niciodată un jucător nu o să câștige un duel cu un antrenor. Sunt momente în care trebuie să lași capul jos, să lași de la tine, să te ambiționeze mai mult pentru că ai toată cariera în față și să dovedești că a greșit când te-a lăsat pe bancă. Doar un sfat, da. Repet, nu ne cunoaștem și sper că n-am deranjat, că mi-am permis. Nu, mulțumesc că n-am cum să mă supăr pe tine. Te urmăresc de mic și mi-a plăcut mereu de tine ca jucător. Mulțumesc mult. Roni, poți să ne spui și de ce s-a întâmplat cu Dumitru Cardozo? Nici el nu apare în lot. Da, și Dumii au fost unele probleme cu el, și Mister. Deci tot așa, tot în conflictul acela? Din câte știu, el are și ceva probleme medicale, cred că și de asta nu este în lot. Nu știu. Nu știu exact situația lui. Dar știu că și el a avut acum câteva săptămâni conflict cu Mister. Păi pare un Mister, pare un tip conflictual așa, e greu să relaționezi cu el? Nu, chiar la început chiar nu a fost, însă ceva s-a schimbat de câteva meciuri, probabil și lista rezultatelor a contribuit la lucrul acesta, însă eu îi doresc baftă în seara asta pentru că are nevoie. M-ați simțit că nu sunteți tratați în mod egal cu jucătorii portughezi? Sincer. Nu este vorba de asta, nu. Ne tratează pe toți la fel. Ok, și spune-mi, te rog, ce se va întâmpla din iarnă cu tine? Știu că ai oferte, se vorbește de tine la CFR după venirea lui Edi Iordănescu. Eu momentan nu mă gândesc la plecare, știu că sunt ceva interese. Eu am dat totul pentru Gaz și o să dau în continuare totul pentru Gaz, însă vreau să știu dacă se va merge pe mâna mea, cum s-a mers până acum, până nu de mult, sau nu. Da, pentru că mi se pare așa că te faultezi singur, Lucian, ca antrenor, nu-l bași pe uite, Ronaldo, care are 5-6 goluri în ultimii 5 meciuri. Într-adevăr, probabil lipsa rezultatelor a făcut să se ajungă la astfel de discuții. Până la urmă, într-adevăr, este un jucător de care poate să te ajute foarte mult. E esențial pentru echipă, adică nu e un jucător oarecare. Eu nu-l știu, adică la Mumbai, un sezon a fost antrenor, nu am avut niciodată niciunul dintre jucători, nu a avut un conflict cu dânsul. Nu știu, acum probabil, atunci am avut și rezultate bune. Am avut rezultate bune, ne-am calificat în play-off, am jucat semifinală. Am avut și rezultate bune, au fost și înfrângeri, au fost și momente grele, dar a știut să le managerieze bine. Să vedem ce se întâmplă în seara asta. Mulțumim tare mult, Roni. Ce vreau să mai întreb? Ai primit vreun telefon de la echipa națională în toată perioada asta? Nu am fost sunat. Poate că ar trebui să fii sunat. Felicitări pentru acest sezon, un sezon foarte bun și sper să te vedem în teren, că e mai bine acolo decât să ne auzim înainte de meciul la telefon. Sigur, cu siguranță. Vă mulțumesc și vă doresc. Mulțumim și noi pentru lămuriri. Seara plăcută. Chiar un jucător care s-a remarcat. Ronaldo, de acum un jucător foarte bun în sezonul ăsta pentru Liga 1 și cred că ar merita să treacă la o echipă mai mare, dar uite, când vine un antrenor și se întâmplă lucrurile astea, ești la gaz metan, Lucian, nu ești la
FC Porto. N-ai 10 Ronaldo de acolo în lot. Ai o situație complicată, cu 3 meciuri în care pierzi. Și îl scoți din lot, dintr-un conflict, dintr-o prostie până la urmă, nu? O copilărie de-a noastră. Din ce am citit în presă, dacă este adevărat, lui Ronaldo de Aconu, antrenorul a cerut să fie puțin mai dur în calitate de capitan și atunci, în momentul în care se cere asta, e normal, dacă vezi un coechipier care nu este conectat 100% sau nu are atitudinea potrivită la antrenament, e normal să faci ce a făcut el, nu? Dar pentru asta trebuie să ai antrenorul în spatele tău. Bun. Ca să te ajute. Dacă, mai ales dacă el ți-a cerut asta. Pentru că e normal, capitanul de echipă trebuie să aibă susținerea antrenorului, pentru că antrenorul l-a pus. Antrenorul îi dă banderola înainte de meci. Am fost de foarte multe ori capitan și știu ce înseamnă asta. Este normal ca în momentul în care ești capitan, ai o responsabilitate, dar antrenorul trebuie să te susțină. Dacă nu te ridici la nivelul cerut de antrenor, dacă nu ești capitanul pe care și-l dorește antrenorul, te schimbă. Găsește alt jucător care este mai potrivit. Tu iei din autoritate, când omul a făcut ceva, iei total din autoritate. Și scoți afară din lot, că i-a comentat unui portughez pe care a crezut el că nu are... În calitate de capitan de echipă, are voie să-i atragă atenția unui... Depinde și în ce mod o faci, dar are voie. Chiar e obligat, ar spune, nu? Chiar e obligat. Este obligat să facă chestia asta. Da. Normal, n-ar trebui să se ajungă aici, pentru că jucătorii trebuie să aibă atitudinea bună la antrenament. Nu trebuie să te atragă cineva atenția. Dar sunt multe cazuri în care, mai ales în momente neplăcute pentru echipă, lipsa rezultatelor probabil au crescut tensiunea în sânul echipei și atunci mici conflicte escaladează și se ajunge la excluderi din lot și are de pierdut toată lumea. Pentru că pierde și George Costa pentru că este cu sabia deasupra capului, pierde și echipa, pierde și jucătorul, nu are nimeni de câștigat. Poate doar viitorul, seara asta. Da, uite, e o șansă mare pentru viitorul în această seară. Viitorul cu Rednic a dezamăgit la început așa și Rednic. La începutul său de mandat, cred că ne așteptam la ceva mai mult. A venit după acel spaniol de la Barrera, care s-a dovedit un eșec total, dar ne așteptam la mai mult de la viitor. Are nevoie de timp. Potențial are, echipa are potențial. Mircea Rednic are potențial, este un antrenor foarte bun, unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat și are nevoie de timp. Din ce a văzut la meciuri, cred că și el a punctat după o partidă, echipa stă cam prost din punct de vedere fizic. La dueluri, la agresivitate, stă destul de prost. Pe faza de apărare au avut mari probleme, au primit foarte multe goluri și foarte ușor au primit gol. Ceea ce este foarte important pentru echipă, să-ți clădești o apărare bună. În față, în atac, au jucători care pot să facă diferența. Gabi Iancu pare într-o scădere de formă și pare puțin relaxat. Nu mai este jucătorul matur de sezonul trecut, care dădea impresia că s-a maturizat puțin. Acum pare că tratează multe faze puțin superficial. Este păcat, pentru că și el este un jucător foarte talentat. A arătat și un penalti. Uite, apare Ganea, titular astăzi, și poate că ar mai fi meritat și el mai multe șanse. Cred că e un nou restart și pentru fiul lui Ionel Ganea, care a arătat și el prestații bune. Haideți să mergem la media și să vedem partida. Lucian, mulțumesc tare mult. Mergem așadar să urmărim Gazmetan viitorul. Vedeți, un meci cu multă tensiune. Ne întoarcem după meci aici la Fotbalac.